poziorul meu. Numai că nu mergea plasma. Dați-vă exact în timpul melodiei, s-au dat niște imagini extraordinare de succesive și legate de conținut. Dialogul artelor, domn profesor. Acum vă rog să-mi permiteți să dăm cuvântul domnului Mihai Cosmin, care ne va aduce lucruri foarte interesante referitor la această carte care vă spuneam că vă rog, domnule Cosmin. Mulțumesc. Vreau să vă spun că sunt foarte onorat că sunt prezent astăzi aici. Vedeți că seara oameni care întâlnesc la diferite manifestări culturale. Asta dovedește că sunt la locul potrivit cu oameni potriviți. Vorbiți la microfon, că să se aude mai bine. Da. Așa este perfect. Privesc în sală și văd oameni care mă întâlnesc cu ei la diferite manifestări culturale. Asta înseamnă că... Mai departe. Asta înseamnă că sunt la locul potrivit cu oameni potriviți. Și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat. Felicit pe doamna director pentru această manifestare, manifestare care este foarte importantă pentru limba română. Limba română. Să știți că limba română este a tuturor românilor de oriunde s-ar afla ei, în Canada, Australia, în orice țară din lume, pentru că este limba a doilea. Și vreau să întreb pe domnul profesor, dacă eu sunt abia treilea și m-am adevărat, eu ce sunt? Român! Mai bine, să știți că eu vorbesc foarte tare de repede, dar aveam mai mulți la început. Am să vorbesc întâi despre o interesantă expoziție de grafică în spatele dumneavoastră. Grafica aceea este cunoscută atât în țară cât și în străinătate. Este grafica ilustratului, pictorului, Mihai Cătrui. Grafician Mihai Cătrui. Dacă Salmen, în 1890-1900, a realizat 179 de lucrări din opera lui Grescu, Mihai Cătrună, în 2 ani de zile, are peste 120 de lucrări din opera lui Mihai Grescu. A depășit cu mult granițele țării. Dacă a ajuns în Canada, în Australia, în colectivele unde se aniversează, se comemorează Grescu, este vorbit despre ce prezintă grafica lui Grescu. Deschid internetul și intru la muzeu la o manifestare Eminescu. Toți aveau pe masă câte o grafică a lui Mihai Cătrună. A rămas chiar surprins. Pentru că Mihai Cătrună a înțeles că Eminescu este un simbol al națiunii române. Și a venit alături de noi să promagiem întotdeauna pe Eminescu. Îl felicit și doresc ca cât mai multe realizări. Pentru că orice ai face, în arta plasă, dacă nu faci Eminescu, n-ai făcut nimic să fii cunoscut de religion, vă spun eu. Limba română se promovează nu numai prin vorbe, ci și prezentarea operelor de artă, a lucrărilor, a monumentelor, a lucrurilor, tot ce e frumos în România. Avem în sală un om deosebit, un om care s-a zbătut ca să promoveze în cartea recordurilor un monument important în România, Dora de Crucea Eroilor Neamului. Ea este în cartea recordurilor înscrisă datorită domnului Bartop, care s-a zbătut să o treacă în cartea recordurilor. Să știți că puțini oameni se zbat să facă ceva, cum a făcut domnia sa pentru România. Suntem acolo trecuți în cartea recordurilor și cu această realizare din România. Spune România, limba română. Deci este un lucru foarte important și a făcut domnul Bartop și fericit. Înainte de a prezenta ceea ce vreau să vă spun, vă spuneam că această grafică a lui Mihai Cătrună apare în toate cărțile de dragoste, de poezie. Se poate să nu apară grafica lui Cătrună, Eminescu în poezie, în cărțile de poezie de dragoste. Iată, Lilie Albu, poezie, Eminescu, Arta Iubirii. De curând a apărut Lilie Albu, Sămânța de Iubire, grafica a lui Mihai Cătrună din opera lui Eminescu. Foarte, foarte frumos când este legat Eminescu de poezia de dragoste. Ieri, în Canada, la Toronto, doamna Maria Ton, care este coordonatorul cenacului Grigore Vieru, am înțeles că a lansat o lucrare de 560 de pagini. 560 de pagini înseamnă muncă. Să adun lucrări, poezii, articole și să le publici într-o carte nu este ușor, mai ales pe banii tăi. Este vorba despre Eminescu, simbolul națiunii române, care coordonatori sunt Maria Tonu, subsemnatul și graficianul Mihai Cătrună. Chiar dacă
atâta de ani distanța asta nu ne încurcă să nu putem colabora și să realizăm ceva frumos. Această carte începe exact cu poezia, cu poezia lui Adrian Păunescu. Apoi articole de la românii din toată, din toată lumea. Canada, Australia, Moldova, am văzut România. Și un articol foarte frumos despre limba română este al domnului Părvălescu, Ioan Părvălescu, care spune că Mihai Mescu este formatorul limbii ce vorbim. Cu tot ne aflăm la ziua limbii române. Cartea va apărea și în România, în tiraj, să știți, foarte redus. N-am putut să o trimit mai degrabă că am avut probleme la tipografie și îmi pare rău că n-am putut să vă prezentăm, dar ea are grafica lui Mihai Cătună. Sunt zeci de grafici al Mihai Cătună în această carte, așa cum sunt și articolele expuse. Ce să vă spun? Îmi pare rău că nu am cum să vă prezint prima mai carte de groasă. Suntem la a doua lucrare alături de doamna Maria Tonu, care am realizat-o pe această cale prin părțul internetului. Dar sperăm că atunci când credeți să este de Republica Moldova, atunci când va veni acasă, poate va trece să ne vedem și să fie invitat și alături de la manifestare de acestea. Eminescu, nu pot să... Nu ok, că vreau să vă rezic prea mult și să vă domnul profesor, că dacă vă vei, este foarte greu să mi-ați spui ceva. Și totdeauna am fost onorat să fiu alături de dus la alte manifestări culturale. Îl vom aniversa și comemora la anul, pe data de 11 ianuarie și pe 9 iunie. Deci sunteți invitații noi, ai noștri, celor care organizăm această manifestare dedicată lui Mescu, pentru că orice manifestare se face după cererea programare de până acum. Eu vă felicit doar pe doamna director pentru tot ceea ce face pentru limba română, pentru cultura română și vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun câteva cuvinte pentru acest om, un om mare. Este sufletul celor care caută să promoveze personalitatea și opera lui Mihai Eminescu în România și pe toate meridianele și paralele planetei. Este cel care organizează manifestări, urma manifestările de la Parlament, cele prilejuite de aniversare și comemorare, și de nenumărate inițiative prin care Eminescu a pătruns fizic, aș putea spune, prin nenumărate statui și busturi care au fost instalate în multe și mari orașe ale lumii. Acest lucru se datorează lui Mihai Costin. Nu vreau să-i fac acum, că nu îl înmormântăm, nu? Vreau să vă spun că este cel care a adunat în jurul lui foarte multe valori care au contribuit la promovarea operei și personalității lui Mihai Eminescu. El însuși devine o personalitate prin toate acțiunile și toate manifestările pe care le organizează. Sunt bucuros că și astăzi am fost împreună aici, împreună cu România sa, cu Mihai Cătrună, cu toți ceilalți prieteni ai noștri, care, cu cei doi muzicieni care sunt extraordinari, răspuns, sunt nemaipomeniți, poate să au o noapte întreagă, au o gamă variată de melodii și cu o interpretare de mare efect. Mihai Costin, îți mulțumesc foarte mult pentru ziua de azi. Vă mulțumim și noi pentru invitare.